textul lui Anderson, care este foarte ofertant pentru teatru de animație. În această poveste sunt foarte multe personaje, foarte multe transformări, foarte multe situații de care eu m-am folosit. Evident, scenariul este al meu și este un scenariu cât se poate de actual și de modern. Am păstrat povestea clasică, am păstrat povestea lui Anderson, dar am intervenit, am inventat personaje în plus, am ales această poveste, tocmai că mi se pare că e foarte potrivită pentru teatrul de animație. Mijloacele teatrului de animație sunt diverse. Am folosit, în cazul de față, am folosit mijloace clasice, nu am apelat la nebunii, proiecții și ce se mai întâmplă. Am folosit mijloacele clasice pentru a pune în scenă această montare, zic eu, modernă.